În perioada imediat următoare, străzile din municipiul Constanța, pe care se execută lucrări de modernizare a instalațiilor de alimentare cu apă potabilă și de preluare a apelor uzate menajere, derulate în cadrul programului operațional infrastructură mare, sunt Arcului, răsuri, fulgerului, bulevardele Aurel Vlaicu și Tomis, dar și străzile Vladimir Simu și Fuiorului din cartierul Palazul Mare. Prin urmare, pe anumite sectoare de pe aceste străzi, circulația rutieră și pietonală este perturbată. Zonele în care echipele constructorului execută intervențiile sunt împrejmuite și semnalizate corespunzător. Pentru a se asigura fluența și siguranța rutieră atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții, conform avizelor serviciului rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Segmentele cu drum îngreunat sunt Bulevardul Aurel cu pe următoarele tronsoane Din zona stației de distribuție carburant OMV spre sensul giratoriu de la Hotel Oxford între alea Universității și Bulevardul Tomis, dinspre Benzinăria Petrom până în dreptul stației de pompare Palace, din sensul giratoriu cu strada Baba Novac până la sensul giratoriu cu strada Ștefăniță Vodă, în vecinătatea cimitirului municipal și a centrului comercial Vivo, zonele Oborul Vechi și Leroy Merlin și sau Jumbo, unde se execută lucrări de aducere la starea inițială a drumului. Bulevardul Tomis între strada Tulcei și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, strada Arcului de la intersecția cu strada Progresului până la șoseaua Mangalului, ei. strada Răsurii, zona delimitată de strada Fulgerului și strada Baba Novac. Strada Fulgerului între strada Poporului și strada Răsuri se reface trama stradală. Străzile Vladimir Simu și Fuiorului, porțiuni de câte 500 de metri. Odată cu înlocuirea conductelor îmbătrânite, ale căror parametri tehnologici sunt depășiți, va crește siguranța în funcționarea sistemului de alimentare cu apă prin reducerea pierderilor, asigurarea serviciului fără discontinuități și menținerea calității apei potabile, în timp ce sistemul de canalizare va fi mai ușor de întreținut și va putea prelua un debit mai mare de apă uzată. Raja Esa își cere scuze tuturor cetățenilor pentru disconfortul creat, atât la nivelul traficului, cât și al ambientului și îi asigură că regia, alături de primăria municipiului Con Constanța monitorizează desfășurarea lucrărilor, astfel încât acestea să respecte condițiile de calitate și să se încadreze în termenele stabilite prin contract.